profesor Buna și doamnelor și domnilor colegi pentru această comemorare prima la un an de la dispariția lui Buzatului. Noi toți colegii și prietenii spuneam Buzatul, nu spuneam nimic, în afară de câțiva care se au cită, da? Profesorul toți spuneam Buzatul. Iar la Senat sau studenții și cei de mine spuneau profesor. La Senat chiar unii nu știau că îl cheamă Buzatu. Știau că este doar profesor, atât. Ascultând cuvintele dumneavoastră, pur și simplu am fost răscolită de amintiri, pentru că eu vorbesc din interior. Foarte multă lume admira această generozitate și dăruire pentru orice problemă legată de istorie sau umană. Dar câteodată o făcea cam mult. Și sigur că eu cam puneam frână din când în când, pentru că din interior se văd lucrurile altfel și de altfel viața a demonstrat lucrul acesta. Înainte de a vorbi, aș vrea să dau un răspuns domnului Ivan, pentru că îl văd în față, da? Mi-a spus despre mormântul lui Xenofor și, sigur, asta este datoria Academiei Române. Urma să iau legătura, dar la Academie s-au întâmplat noi alegeri și așa mai departe și atunci voi vorbi la Academie pentru a rezolva problema. Lucru care am făcut și pentru cei din Iași. Pentru noi avem acolo un mausoleu pentru academicieni și am lăsat seră în paragină, dar fiind în Iași, este ceva altceva. S-a vorbit aici despre presiunea care a fost exercitată de-a lungul timpului asupra lui Buzatu și înainte de 89 și după 89. Este foarte adevărat. Mereu, mereu a lucrat sub presiune. Niciodată însă n-a abdicat de la adevărul istoriei. În 2005 a apărut un apel, Libertate pentru istorie, lansat de un grup de istorici francezi. El a dat acest apel, l-a citat în cel puțin 5 cărți ale lui, din 2006 încoace, prin care el încerca să mobilizeze istorice pentru a lupta ca istoria să nu fie supusă politicului, să nu fie supusă legilor, să nu fie supusă curentelor de moment, ci numai pentru adevărul istoriei. A avut o voință extraordinară și cumva el se justifica în acel, fiind un adept fără limită al acestui apel, el încerca să se justifice. Nu spun că nu l-a deranjat vastru, că nu a fost în Academie. Nu a spus-o niciodată în plată, dar vedeam și aceste citări din apelul respectiv sunt fotografate. A avut o putere de muncă extraordinară. Venea la ora 6 în institut, ani și ani de zile. Chiar și la vârsta trebuia să împlinească pe 6 iunie, 75 de ani. Venea la ora 6 în institut și pleca la ora 9 seara. Munca ce munca acolo, dacă munca, dacă nu, era bine și așa. Nu făcea niciun fel de rabat la orice solicitare a tinerilor, cercetător. Era foarte atent cu studenții, cu cercetătorii și îi îndruma cât se poate de corect. Sigur, uneori făcea cam mult,
pentru tine, ceea ce nu era bine. Așa, dar până la urmă asta a fost un om deosebit de generos și deosebit de corect. Atât în istorie cât și ca om. Este foarte greu ca să încerc să mă concentrez exact pe problemele care le-am avut în minte. Pentru că ați vorbit atât de frumos despre el și mă gândesc doar, știți, istoria nu se scrie niciodată. Ce bine ar fi fost, totuși, dacă Buzatu ar fi trăit astăzi și ar fi evenimentele internaționale legate, în primul rând, de Rusia, de Ucraina, și aici s-a spus despre teritoriile românești din Ucraina, care sunt, așa, despre românii din Ucraina, care sunt după o viață nu numai tocmai fericită și de asta, ei, unii dintre ei, se aliază, din păcate, cu rușii. Și au dreptate. Eu, în ultimul timp, am făcut mai multe drumuri la Cernăuți, pentru că acolo am dat comandă pentru un monument, pentru Buzatu. Va fi dintr-un granit de Ural. Și mi-am dat seama de atmosfera și de gândurile care macină pe românii din Bucovina de Nord. Sigur, același lucru, pățesc și românii din nord din Maramureșul istoric, care este ucraineană. Ei nu au dus, Ucraina n-a dus o politică normală pentru toți cetățenii ei și acum probabil că trebuie să plătească. Chiar dacă nu de acord cu asta, au și ei din lor. Mă gândesc că Gheorghe Buzatu ar fi fost foarte interesat de situația asta și poate ar fi dat soluții. Dar tot ce se întâmplă acum, Gheorghe Buzatu a prevăzut. A prevăzut în lucrările lui. Și cu atât mai mult ele vorbim noastre pe viitor, pentru că acum în lucrările lui a întrezărit ceea ce se va întâmpla. Să nu vă mai rețin, fac un apel încă o dată la dumneavoastră. Dacă aveți câteva cuvinte despre Gheorghe Buzatu sau un material pentru volumele comemorative care vor apărea probabil luna viitoare sau la începutul lunii iulie, depinde cum se adună până în sfârșit materialul, așa, vă rog să mi le trimiteți pe e-mail și ele vor apărea. Foarte mulți dintre dumneavoastră ne-au trimis aceste materiale și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult că ați colaborat o viață cu Gheorghe Buzatu și sperăm